Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Bogdan este spatele camerei. Salut. Facem astăzi câteva jocuri luate de pe TikTok. Voi mi le-ați trimis acolo pe Instagram în privat și am ținut cont de ele și astăzi o să facem un video cu jocuri de pe TikTok. Înainte de toate, vreau să vă urez o primăvară frumoasă pentru că astăzi este 1 martie când filmez eu. Afară este foarte urât. Nu vreau să fie toată primăvara asta așa hater din spate care vine să ales cu vremea lui. Vreau să fie o primăvară frumoasă și vă urez și vouă o primăvară frumoasă, bineînțeles, că stric. O primăvară frumoasă, băieți. Bogdan se juca cu ochelarii ăștia pentru că o să avem nevoie de ei la prima probă și vă explic imediat despre ce este vorba. Înainte să dăm drumul la acest videoclip, nu uitați de linkurile din descriere, am Instagram-ul și Facebook-ul acolo, să-mi dați un follow pentru că de fiecare dată când postez câte un vlog nou, vă anunț acolo cu o zi înainte. La primul joc, o să avem nevoie și de ochelarii lui Bogdan, pe care cu siguranță îi știți din videoclipurile lui. Ei practic inversează imaginea, o să vezi absolut totul cu sus în jos, da? Dacă mă uit la Bogdan, ar trebui să-l văd cu picioarele pe tavan, să zic așa. Da. Cu acest clește și cu acești ochelari pe ochi, va trebui să culegem mingile astea de ping-pong și trebuie să le iei, să le pui în acest bol. Bolul ăsta va sta undeva la jumătate, vezi că el îți pute pe jumătate, da, și bolul va sta la cealaltă jumătate a mesei, da? Am făcut un mic update aici, am pus pătura pe masă pentru că tot cădeau bilele după masă. În momentul de față, jucăm în felul următor, Bogdan. Avem un minut la dispoziție pe cronometru. Cine bagă mai mult într-un minut? Cine bagă cele mai mult într-un minut. Okay. Deci trebuie să te miști super forță, da? Da. Dă-mi și mie telefon din spate, te rog. Da, ia-l, că nu pot. Pe de asta vreau să mă cu te miști. Las clear. Am aici cronometru pregătit. Să vedem cine bagă cele mai mult într-un minut. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1 și... Ai una în 10 secunde. Așa, bun, te miști mai repede acum. 15 secunde, deja are 3 bile băgate. Acum are pe a treia băgată. Se mișcă binișor. În momentul de față, mai ai jumătate de minut. 5 bile băgate. Să vedem cât îi reușește. 5.30, ar trebui să mai bage încă vreo 4 dacă e după calculele mele așa. Taci ura, că mă doare capul. Să mor dacă nu ai făcut cap pătrat. Hai, mă, bagă tot. 2, 3, 3, 6 bile. Mai ai 10 secunde, Bogdan. Am luat bilă? Da. Stop. Ai reușit și ai băgat-o și pe aia. Ai... 4 cu 3, 7 bile. 7 bile, da? 7 bile băgate într-un minut. Hai să te vă pătiri, să vezi acum dacă nu țip și vorbesc în continuu. Vorbești și poți să vorbești, în punctul meu de vedere poți vorbești oricât de tare. Hai, bine, dă-mi cu. Și hai să vedeți voi. Hai. Stai să pun și eu. Ok. Ești pregătit? Nu. Ești cât te-am băgat eu? Pune și tu, așează bilele astea pe masă cum vrei tu. Că-ți pusi alandala, gen. Așa vreau să rog. Așa? Da. Ești sigur? Da. Fii atent. 3, 2, 1. Hai, mă! Păi stau să te înveți tu când pui tu mâna pe ăla. Fii atent, 3, 2, 1, start. Eu stau după el până învați el să umble cu ăsta. Și ce-o vrăjeala lui? Hai că da. S-au trecut 27 de secunde. Dacă l-ai dărâmat, trebuie să o iei de la zero. Regulul nouă. Da, asta știi, să facă regulul la secundă. Nu știu, n-am numărat, nu știu cât ai băgat. O, te-ai cea badane. Două data băgat, nebun. Mamă, ce felea, câte două, fraiera. Tu skill pe ăsta, mă. Ai câștigat, ce să mai... Mai ai 10 secunde, oricum. Da, deci se pune și aia pe care am băgat-o. Ia să vedem cât am băgat de pe ăsta. Dă 6 ale mele la o parte. Deci am 4, 6. 2, 4, 7 în plus. 7, cu una mai bătut.
Păi cum te-am bătut cu una, mă, că eu nu le-am scos pe toate. Te-am băgat șase. Da, mă, nu le-ai nebunut, că cu una l-am bă... Băi, nebun, am dublat scorul, mă, de la 6. Da. Stai, cum minte, te pui cum. Hai, că proba asta te-a lăsat așa că... A, mă, că am fost top cu ăsta, ești nebun. La challenge-ul te-am spart și era rușinos. Era rușinos să fii câștigat. Ce nu zici pe bune? Da, frate, felicitările mele, ai câștigat proba asta. Bravo, frate, felicitările mele, ești mai prost. Nu te de aici, tipul. Băi, ce ciudos e fraierul. Trece la următoarea probă. Da, acum te-am rupt, te-am spart. Trece la următoarea probă și vă explicăm exact ce trebuie să facem. Deci vă zic eu, următoarea probă, dar nu trebuie să-mi dea 1200 de lei, nu o să-i dau niciodată. Următoarea probă. Trece la următoarea. Gata, ești pregătit? Da. Bun, haideți ca să vă explic despre ce este vorba când se pregătește Bogdan acolo. Avem aici trei sticle. Una este goală, una este pe jumătate plină, nu știu dacă se vede exact acum se vede, și una este plină, e nedesfăcută. Ideea este că trebuie să le luăm pe toate, le punem în dop și trebuie să le tragi până în pătratul ăsta de aici. Da. Când ai ajuns cu bidonul în pătrat, stai să fac aici. Când ai ajuns cu bidonul aici în pătrat, tu trebuie să scoți și panglica de sub el. Adică să fac bam. Așa, exact. Da? Abia atunci se validează punctul cum ar fi. Bine, domnul arbitru. Le pui aici pe toate. Începul care vreau eu, da? În ce ordine vrei tu, da? Ca să nu zici că creezi eu probleme sau așa. Și cine scoate cel mai bun timp, ăla câștigă, da? Scoate cronometru, îl pun aici pe masă, îi dau start când ești tu pregătit. Pun sticla aici și mă duc aici. Când ajungi la gata, ha. Deci început cu asta plină, nu? Da. Bine, hai. Fii atent. 3, 2, 1, start. Deci eu nu mă mai ating de cronometru ca să vedeți că îl vedeți în permanență în cadru. E acolo. Iar o să vorbesc în continuu, are 10 secunde, 10 secunde, 10... Ca să-l disperă alea că să-l fac de cap. A ajuns. Bun, treci la următoare. Vă dau deoparte? Da, păi ești pe timpul tău. Păi zi regulile, cu tu mi le zici pe parcurs, de asta faci, așa faci, dar ca și să pierd face. Eu, așa faci, deci ca să pierd, vă zic eu 100%. Și el face. Nu mi-a zis asta la început, de calificare 27 de secunde. Și el face regulile la minut și le fac și eu, vorba aia. Hai să vedem, Badan, 39-40 de secunde, aia jumătate plină se cam bălângă, nu știu ce să zic. Așa, și? Hai să te văd la asta plin, la asta goală de fapt, la asta goală dacă mai reușești tu să faci așa repede. Mare boala copilului. A pierdut de 5 secunde. Nu mă asalcheze panglica. Taci. Deci acum nici măcar nu respir. Ce ușor o duce frerul și ce repede o duce. Hai, te văd bala. Uitați aici un minut și panglica. Opa. Dai cu lipici. Se grăbește, de fapt să nu mă vrea repede. Hai că te apropii iar. Că tu nu-ți mai zic nimica, măi. Hai să vedem cum scoate el pe anglica asta acum dacă reușește. Dacă a picat, o iei la 0. Pune stop! De ce nu pui stop? Am pierdut 25 secunde. Deci e 1.45. 5 secunde. Așa. 1.40 ai făcut, așa. Da? Băi, stăteai, tu uitai la mine și nu mai apăsai pe stop. Așa fac și eu. Ia-ți-vă ce atât de așa în picioare. Păi, da, dar ți-am tăiat. Nu mă interesează. 10 secunde trebuia, dar hai, lasă atâta. Hai, să te văd eu acum pe tine. Deci ai avut 1.40. Adică am avut un minut. 1.45, cum un minut? Bine, ha. Te-ai scot asta, că am văzut să te-am curcat pe... Păi vezi? M-a pus ații aici, de-aia m-a pus pe mine primul, că eu n-am vrut să fac primul. El a vrut! No, n-am vrut. N-avem din asta, știi, dinaintea regulă, cum ar veni. Păi nu, că dacă ați fi văzut ce fel zicea, era aici... Ce, băi, bag-te tu, frate. Îl fac eu primul, ca să-i arăt eu cine-i șmecherul. Bag-te tu, în caz de pierzi, după aia mai facem o dată. Așa a zis, eu vă zic sincer, știți că eu nu mi-e șoimul vostru, e pe bun mereu. Să fur de locul ăsta. Bineînțeles că aici se mizează, se vede cine e câștigătorul. Bine, dar asta e așa, tu mi-ai zis numele la Survivor, m-ai furat de mai rupt, ai băgat cu mâna de mi-a venit rău. N-am furat eu, domnul, n-am furat. Care s-au uitat oamenii aici în comentarii, deci n-am văzut așa furăciune în viața mea. N-am făcut cum, Badan, dar tu deci... și mă crezi pe mine sau pe ei? Hai, încep cu asta goală tu prima dată, da? Da. El știe cineva acum. Vei atent că eu am dat start după ce rog. Ei, dai startul. 3, 2, 1, start. Aha. Da, mă, da. A, da, da, da. Mamă, ce talent! Ce finețe! Dar ce tandrețe!
Wow! Bă, ești nebun? Doi în lume au ai făcut așa ceva? Este Dan mondial. Ma. Bă, dar ce fior să mișcă fraierul, nu numai la NASA să mai mișcă lumea așa. Hai pe dans, pe balans. Băi, ce-i ciud de la fraier că-l simt. Mare, nu mi-e ciud, mă, frate. Deja ai două minute. Mamă, ce ca lumea ești. Și aici a picat, băieți, aici a picat. Hăți! Of, 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 ce frumoasă ești. Trebuie să-i cânt ceva, că el are emoții când-i cânt eu. Cu vocea mea de cal. Mama mea. Care mi-ai dat viață? Ai pierdut, salut. Băi, nu mai, eu zic să te oprești în momentul ăsta. Eu zic să te oprești, Dan, oprește-te, frate. Oprește-te, frate. Cât am făcut eu? Câte minute aveam? 1.69 de minute. Hai, mă, zi, bă, bunii, cât aveam, că nu mai știu. 1.40 a pierdut, băieți. Băi! Of, ce frumoasă e, 1.30, mai duci tu două sticle de astea în 10 secunde, oricum îți pică și pică. Dar nu la balon, a căzut, fii atent, fii. Dar 1.37, 1.40, 1.40, mai joci? 1.41, 1.42, 1.42, mai joci? Eu zic că ești gata, dar eu zic că nu mai ai nicio șansă, frate. Ai 1.50, nu mai are rost. Uite. Mai avea o sticlă, slab, mai slab că el l-am văzut niciodată, băieți, l-am spart. Bă, mi-a picat aia de ori, m-am grăbit, băga mea și ciora, am zis că o duc pe aia prima, aia, aia grea de fapt, am luat-o, deci, pe aia goală. Șoimul vostru pe strategie numărul 1. Unul la probi, da? Mă, că mi-a picat mie aia de 2 ore și unul la probi, lați-vă răgea, am luat-o prima probă cu creșturile ăla și eu asta... Și acum asta tu. Și eu o iau pe următoarea și am câștigat challenge-ul. Hai să vedem. Pregătește Bogdan aici. Pentru următoarea probă am pregătit terenul aici. Avem 50 de pahare pe jos și 3 bile, după cum vedeți în mână la mine. Nu m-a alergat, că nu-i nevoie de alergat pentru proba asta. Ideea este în felul următor. Bogdan o să iasă afară. Așa. Cât timp ascund eu aceste 3 bile, da? Eu le ascund unde vreau eu și din 50 de pahare tu ai voie să ridici doar 10. Doar 10 pahare. Doar 10 pahare. Ok. Și să arătele aici, cât să vedem aici. Să facem un test așa de complezență. Adică nu se vede prin pahar. Nu se vede, ca să-ți dai tu seama unde ar fi bila, da? Ați văzut. Te duci pe hol, ascund bilele și te chem eu când e gata, da? Hai, nu mă ții prea mult. Nu, că... frate, imediat, că nu am mult de ascuns. Una aici. Așa, nici nu mai știu unde le-am ascuns, băieți, da? Nu e problemă. Și una aici. Gata, Badan! Ce râzi? N-am voie, zic că ai fost supărat sau că... Nu, pe unde? Că n-ai pe furi. Dacă furi, te sparg. Deci, eu le-am ascuns, frate, acum. Sunt 3 bile sub paharele. Când ești pregătit, 10 mutări ai de făcut. Ridici paharul și îl pui înapoi cu gura în jos dacă nu găsești nimic. Așa, hai. 2. Hai, Badan, hai. 3 mutări, sincer să zic, nici eu nu mai știu unde le-am pus. Dacă ți-e ușor, poți să strângi paharele celelalte, să nu te încurci în ele. Câte mutări ai? 1, 2, 3, 4, 5. Mai ai 5. Dar unde am pus? Hai, mă. 2 mutări mai ai, bă, da. N-ai luat niciuna. Hai să vedem. Știu, mă, frate, e greu. Ia frate, arată-mi unde. Frate, cred că una este aici. Da. Nu mai știu unde, băi. Băi, unde am pus-o înscriție? A, uite aici, bă. Așa. Una e acolo. Una pe aici, pe undeva. Uite. Așa. Și a treia să mă bată mama, dacă mai știu, bă, da. Nu mai știu pe unde. A, uite acolo. Deci, da. N-ai luat niciuna. Hai să vedem dacă iau și eu vreuna, dacă nu mai facem o dată. Hai, dă-i drum, afară. Le-ai întors pe toate cu gura în jos, da? Hai, du-te. Mă strigi, bărbata, nu mă lași mult aici. Pa. Gata. Hai, să te văd. Da. 3.
4, 5, 6, 7. Hai mă, una dacă am găsit la spart, am terminat challenge. 8, 9. Cum aș fi să fiu ultima norocoasă, vadă? Sper să nu. Și ultima... 10. Aveai aici. Mam, bă, și... Bam. Una. Cealaltă? Două. Și una nu mai știu. Trei. Uite, am fost lângă. Le-am ținut minte perfect. Eu nu ca tine care nu ții minte nimic. Bă, mai ascundem o dată? Da, păi nu am și gândit. Hai. N-a luat două sticle sub lumine până așa zi, el s-am și mutat. Punem și noi una aici. Una aici și a doua aici. Gata! Hai frate, deci nu n-ai apucat să termin stixurile cât de repede le-am amestecat. 10 bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bucăți. Iar, unde erau? Iar nimic. Una acolo. Așa. Una aici. Ok. Așa. Și una aici. Wow. E greu rău. Mi se pare super greu. E greu rău, nu? Super. Ia bilele și mă duc eu afară. Întoarce și paharele ca să nu fie okay. Desfăte și să le aranjez. Hai, du-te afară. Gata. Bă. Păi mi-ai lăsat aici unul. Întoarce-l pe ăla, că nu contează. Am uitat-o să-l întorc pe ăla, dar nu e problemă. Că oricum era nimic, n-are importanță. Una. Două. Două. Trei. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Una. 7, cu asta 8, acum ar veni, dar ai nimerit una. 9. Nimic. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da. 10, și ai luat o bilă. Am câștigat, Badan. Cu o singură bilă. Da, deci că mi-a cu o singură bilă, dar și cealaltă? Aici. Aici. Da? Bă, asta era una lângă alta. Nu știu, pe aici. Bă, și am vrut să iau și colțul ăla. Pă bune. Și toate au fost aici așa. Pă bune am vrut să iau și colțul ăla. Dar am luat numai mobilul, eu sunt mulțumit frate că am câștigat cele. Nu mai conta, ai câștigat. Dar ai avut o singură probă câștigată și eu am avut două, da? Da, 2-1, ai câștigat cu ajunge challenge-ul per final. Total. Challenge-ul per total, da. L-am câștigat. Cam astea au fost jocurile pe care noi le-am jucat astăzi. Sunt jocuri simple, jocuri pe care le puteți face voi acasă cu prietenii, cu mama, cu tata, cu sora, cu cine aveți voi la îndemână acolo. Dacă mai vreți să facem jocuri de genul ăsta, puteți să-mi trimiteți pe Instagram acolo ce idee aveți voi. Nu uitați să apăsați butonul de like acolo în forță să facem 15.000 de like-uri pentru partea a doua. Bogdan în spatele camerei m-a ajutat să fac astăzi videoclipul ăsta, da, ca de fiecare forță. Dată. Până data viitoare, Bogdan Danu, vă salutăm și ne auzim. Pa!